Salutări tuturor, bine ați venit la Celebrity Talk, seria de podcasturi dedicate personalităților care vizitează Universitatea de Vest din Timișoara. L-avem alături de noi pe Mircea Cărtărescu și sunt convins că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Domnule Mircea Cărtărescu, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Eu vă mulțumesc pentru invitație și vreau să vă spun un lucru, că eu sunt pe jumătate bănățean și mă mândresc foarte tare cu asta. Tata e de lângă Lugoj. Și întotdeauna când am venit în acest spațiu, m-am simțit acasă. Mai ales că și prietenii mei cei mai buni sunt tot de aici. Chiar dacă sunteți pe jumătate bănățean, să fiți folos e ceva cât se poate de firesc. Da. Deci așa, acea jumătate și-a făcut datoria. Și-a făcut-o binișor. Aș spune că toată partea asta de distracție pozitivă și visătorie, așa, pe care eu am simțit-o întotdeauna ca pe a doua mea natură, vine de la tata. Tata avea ochi foarte frumoși, nici n-am văzut ochi atât de frumoși pentru un bărbat cum avea tatăl meu. Foarte, foarte visători, rămânea cu ei în gol tot timpul. Din păcate, el nu mai este pe lume în momentul ăsta, dar nu pot să nu mi-l aduc aminte. Era un om care părea cufundat în gânduri și în vise continuu. Așa încât îi datorez foarte mult. Pentru că vorbiți de tata, cumva se potrivește foarte bine, pentru că am o întrebare ce cred că face foarte frumos legătura. Înainte de a intra în acest interviu, doi colegi au dat buzna la mine în birou, ca și cum ar fi jucat vrăjitroaca, să spunem, și mi-au spus că își doresc să vă pun o întrebare. Așa că n-am să fac decât să transmit întrebarea lor. Au spus că vor să vă pun o întrebare de copil. Și voiau să vă întrebe ce e iubirea. Ok, am crezut că vor să mă întrebe cum nu cade luna de pe cer. Ar fi fost poate mai greu de asta răspund, este da. Prima întrebare pe care i-am pus-o eu mamei mele. Aveam vreo 2 ani și jumătate și mă uitam la luna plină și mă gândeam cum naiba stăia acolo. Când toate lucrurile, dacă le dai drumul, cad. Și mama n-a știut să-mi răspundă, dar mi-a spus ceva emoționant și anume că ei îi place acolo în cer, între stele, și de asta nu cade. Îi place să rămână acolo. Ce este iubirea? Iubirea este cea care mișcă soarele și toate celelalte astre, spunea Dante, și cred că este adevărat. Este principiul atracției universale, atracției dintre suflete, atracției dintre corpuri, atracție dintre trupuri, un fel de gravitație psihică pe care o simțim cu toții. Legătura puternică, acel bonding, cum spune englezii, între oameni, între ființe. Și aș spune eu, este un fel de drog. Dragostea e un fel de drog. Este un fel de, știu eu, tot așa, un fel de vrajă. Un fel de vrajă care te ține apropiat de cel pe care îl iubești. Un fel de legătura atât de puternică încât ruperea ei este poate una dintre cele mai mari traume pe care le poate simți cineva. În momentul în care rupe această legătură, care este organică și foarte, foarte puternică între două suflete, ai acel sentiment pe care îl au cei care folosesc droguri din plin în momentul în care sunt privați de ele. Acea, știu eu, frustrare sau înțărcare de la drog, pe care ei o simt ca pe un fel de rupere a tuturor organelor, un fel de sfâșiere din această interioară. Este un sentiment de o colosală frumusețe, este un dar pe care cineva ni l-a făcut tuturor și aș spune eu și mod de a simți cât de profund este sufletul uman. Este poate iubirea romantizată, excesivă, avem această perspectivă a filmelor hollywoodiene, inele de logodnă oferite în genunchi, tot ar trebui să fie perfect. Sunt nenumărate feluri de iubire, nenumărate feluri și de diferite grade și în diferite direcții. Este pentru mine întotdeauna o enigmă faptul că sub această umbrelă a cuvântului iubire încap atât de multe lucruri. De pildă, în Maitreia lui Mircea Eliade, personajul principal se îndrăgostise la un moment dat de un copac în copilărie. Ea iubea cerul, iubea păsările, iubea... poți iubi nenumărate lucruri în lume. Poți avea
sentimente pe care le numim dragoste de feluri foarte diferite. De pildă, sentimentul dragostei față de mama ta sau de părinții tăi. Este tot dragoste, dar este altfel decât dragostea față de o iubită sau de un iubit. Iubirea față de divinitate, să spunem. Este altfel decât iubirea, sentimentală între două persoane. Iubirea fizică, sexul, este și el iubire, este și el dragoste. Chiar mie mi se pare una dintre cele mai frumoase lucruri care există pe lume. Și n-aș putea nu să cred mă contrazic. Că nimeni, nu cred că cineva o să mă contrazică. Dar este altfel decât dragostea romantică. Ele colaborează într-un fel și se și opun în altfel. Deci există multe feluri de dragoste, între care și cea de la Hollywood. Între care și aceasta în care oamenii raționalizează foarte tare. Eu am citit mult despre ritualul erotic, să zicem, sau mai bine zis sentimental, pe care îl păstrează americanii din generație în generație. De pildă, numai într-o anumită zi a săptămânii te poți duce să cunoști părinții fetei sau părinții băiatului și așa mai departe. Deci totul este foarte, foarte raționalizat și foarte, într-un fel, golit, de fapt, de ceea ce ar trebui să cuprindă, adică chiar de sentiment. Ritualul cu inelul de care ziceați, chiar am văzut un filmuleț foarte haios, ca să zic așa, pe Instagram, acum vreo două zile, la marginea unei cascade, într-un peisaj din ăsta extraordinar de romantic, vine un cuplu. Și bărbatul, în acest peisaj romantic, scoate o cutiuță din buzunar, îngenunchează și vrea să deschidă cutiuța în care firește era inelul de logodnă. Dar nu știu cum naiba, o creangă de copac e bătută de vânt și îi aruncă pur și simplu cutia din mână și se duce în cascadă. Și amândoi rămân total dezolați, ea îi întoarce spatele și pleacă și el rămâne așa visător uitându-se în cascadă. Deci catastrofa absolută. Da. Cred că am să mă folosesc de aceiași doi colegi ca să creez un context pentru următoarea întrebare. Vorbim foarte mult despre cultură, ei sunt ceva mai tineri decât mine, nu citesc literatură contemporană. Da. Vorbim despre Netflix foarte mult. Nimeni nu e perfect. Și asta mi-a amintit de un interviu pe care l-am citit acum o vreme, cred în Scena Nouă. De fapt, un articol, un interviu, în care spuneau că era o argumentație foarte interesantă. Spunea autorul că în ziua de astăzi serialele de pe Netflix rivalizează cu romanul. Făcea o comparație cu foiletonul, cu felul în care cred Dostoievski scria romanele. Și cumva argumenta că în prezent romanul pierde teritoriu. Acele seriale, de altfel foarte bine făcute de pe Netflix, câștigă tot mai mult din publicul romanului. Dacă ne gândim la House of Cards sau la Homeland, unul din cele mai bune pe foarte care l-am văzut eu, vi-l recomand tuturor, sau la alte câteva din ultima vreme, răspunsul este da. Da, aceste seriale, când sunt făcute cu cap, când scenaristul este bun, când imaginea e bună, când regizorul este bun și așa mai departe, pot rivaliza cu romanele bune, ca să spun așa, nu cu romanele de consum, ci chiar cu romanele foarte bune. Sunt pline de imaginație, pline de fantezie. Și vreau să vă dau un singur exemplu din House of Cards, care are multe scene minunate. Dar una dintre ele este așa, o femeie din înalta societate coboară din casa ei foarte opulentă și vede un cerșetor de culoare, african-american, cum zicem noi acum, care cerșea în fața casei și îi dă o bancnotă de 20 de dolari. Și a doua zi coboară iarăși și cerșetorul îi întinde ceva. Ce era acest ceva? Era o lebădă făcută din origami, din acea bancnotă de 20 de dolari. Deci îi dă înapoi un obiect de artă pentru miluirea pe care ea o făcuse cu o zi înainte.
Este un lucru extraordinar de frumos, după părerea mea, extraordinar de poetic. Și acest serial, care e un serial politic foarte dur altfel, extraordinar de, mă rog, de, cu scene foarte dure, are și momente din acestea de levitație, de poezie extraordinară. Așa deci, e. După părerea mea, da, unele dintre aceste seriale, foarte puține de altfel, nu cele cu supereroi și cu tot felul de alte bullshit-uri americane, ca să zic așa, sunt foarte frumoase. Ce se întâmplă atunci cu literatura? Ajungem la, nu știu, clișeul, cred că literatura e pe moarte, literatura e... Literatura nu cred că este pe moarte, ci este în agonie, așa cum a fost de 3000 de ani încoace. Să nu credeți că pe vremea lui Homer sau pe vremea lui Safo, literatura era, cine știe ce, era centrul pământului. Nu era. N-a fost niciodată. Literatura a fost pentru o mică parte din oameni. Vreau să vorbesc despre literatura mainstream, adică literatura artistică, literatura adevărată. Pentru că altfel această literatură stă pe un morman uriaș de literatură de consum, pe care o citesc oamenii în continuare. Povești de dragoste, povești cu vrăjitoare, cu, știu eu, zombii, cu tot felul de personaje, să zicem, fantastice. Dar literatura adevărată, cea pe care o studiem la școală, cea pe care o facem la literatură universală sau la literatură română, începând cu Homer, cu Dante, cu Shakespeare, cu Dostoievski, cu Chekhov, cu mari scriitori ai modernității, cu Joyce, cu Virginia Woolf și așa mai departe, și până astăzi, această literatură este o literatură de nișă. Ea a fost întotdeauna o literatură de nișă pentru oameni care vor să aibă ceva în plus față de ceilalți oameni, care vor să aibă, știu eu, un gen de entertainment, să zicem între ghilimele, care te și înalță, care te și schimbă. O carte adevărată te schimbă, nu mai ești același de dinainte. Țin minte când eram de vârsta voastră și mai tânăr, cât de tare m-au schimbat cărțile de pildă ale lui Mario Vargas Llosa, pe care am avut onoarea să-l întâlnesc anul acesta pe scenă la Malaga și i-am și spus-o. I-am și spus, ați fost eroul tinereții mele. Dumneavoastră mi-ați schimbat viața prin conversația la catedrală, prin Mătușa Hulia și Condeierul, prin Războiul Sfârșitului Lumii, prin nenumărate alte romane ale dumneavoastră. Și a fost foarte fericit să audă acest lucru, pentru că asta vrea să audă orice scriitor, de fapt. Și de asta vă spun, eu nu fac niciun fel de probleme că industria cărții este una dintre cele mai neînsemnate din tot entertainmentul. Nu se compară cu industria filmelor sau cu industria jocurilor pe computer, de pildă, sau cu, știu eu, rețelele de socializare. Toate acestea acționează împotriva cărții. Dar tocmai prin asta, cartea adevărată, cartea minunată, cartea care te schimbă ca persoană, ca om, ea rămâne. Ea nu te târăște către ea, nu te trage către ea, este ca o biserică. O biserică nu te cheamă înăuntru, dar dacă tu simți nevoia să intri, ușa e deschisă. Am să insist un pic. Prin ce rămâne? Narațiunea o găsim și pe Netflix, ca să spun așa, narațiunea bună. Imaginile, lirismul, cred că ați spus asta mai înainte, de asemenea le găsim acolo. Care e nișa ei? Ce-i mai rămâne? Hai să vă spun prin ce rămâne. Dacă un autor începe o carte așa, era seară, noi nu ne imaginăm seara care era în mintea autorului, pentru că nu avem cum să o cunoaștem. Nu avem acces la amintirile autorului. În schimb, avem acces la propriile noastre amintiri. Când citim era seară, noi ne imaginăm o seară așa cum am trăit-o cândva, noi înșine, nu autorul. Deci diferența între orice altă artă și arta literaturii este că arta literaturii este scrisă de cititor. Nimeni din toți consumatorii de artă nu muncește atât de mult ca să-și construiască propria operă cum muncește cititorul. Cititorul, de fapt, umple schema goală a oricărui roman, a oricărui poem, a oricărui eseu cu propria sa, cu substanța sa interioară, cu propriile sale amintiri, gânduri, meditații, trăiri și așa mai departe. Când citim un roman de dragoste, nu ne interesează dragostea pe care a trăit-o autorul. Rememorăm una dintre dragostele noastre și așa mai departe. Deci,
În cazul literaturii, există o colaborare extraordinar de strânsă între autor și cititor. Cititorul este al doilea autor. Această colaborare seamănă într-un fel, dacă vreți, arhetipal, cu colaborarea dintre bărbat și femeie în dragoste. Foarte frumos. Cartea este între ei, într-un fel, cum este copilul care iese din această relație de dragoste dintre bărbat și femeie. La fel, cartea virtuală care se naște în mintea fiecărui cititor este produsul, este fructul dragostei, într-un fel, dintre scriitor și cititor. Prin asta, arta literaturii se deosebește de toate celelalte arte. La un film putem privi pasiv. Putem privi pasiv și cei mai mulți oameni privesc pasiv, nu meditează foarte mult. Dacă nu, cumva filmul e un film de mare artă, cum sunt filmele lui Tarkovski și așa mai departe. Dar cele mai multe filme sunt filme care nu te angajează pe tine ca cititor. Muzica te face să, știu eu, să intri într-o stare de visătorie sau de vrajă. Nu particip cu nicio notă la o partitură muzicală. În schimb, literatura te pune la muncă. Când citești, muncești, îți imaginezi, creezi. Nu autorul îți dă povestirea, tu creezi povestirea. El îți dă doar niște cârlige pe care tu ți atârni propriile haine. Asta este arta literaturii. Am vorbit adesea, semestrul trecut, cu un grup de studenți la un seminar de estetică și, desigur, se ivea din nou acel titlu, Opera deschisă a lui Eco. Și ce spuneați dumneavoastră mai devreme, mi-a amintit de aceste discuții, pentru că, firește, în cercurile academice s-a discutat din nou și din nou, dar poate nu e rău să mai, să mai vorbim despre asta din când în când. Vorbeați despre relația dintre cititor și text. Cât este de deschis acest text? Cât de multe interpretări poate, de fapt, să aibă un text? În principiu, un text are tot atâtea fețe cât cititor are. Deci nimeni nu citește aceeași carte. Fiecare dintre noi, dacă citim, știu eu, Crimă și pedeapsă, citim altă carte, altă carte. Și o citim la diferite niveluri. Cele mai bune cărți care există pot fi citite și de o, știu eu, o femeie de serviciu, să spunem, și de un mare intelectual. Deci acestea sunt cele mai bune cărți care pot fi citite de aproape toată lumea. Firește că nu fiecare cititor stoarce lămâia până la capăt, ca să zicem așa. În Crimă și pedeapsă, de pildă, poți lua intriga polițistă. Deci te poți mulțumi la un anumit nivel al acestei cărți cu romanul polițist. Un student ucide două bătrâne ca să le jefuiască și cu banii aceștia să devină binefăcător, un binefăcător al omenirii. Dar intervine un polițist foarte inteligent care îl face să mărturisească și îl trimite în Siberia. Roman polițist clasic. Dar un cititor mai exigent, ca să spunem așa, mai cultivat și care are mai multă experiență a lecturii, va vedea și altceva. Și anume va vedea romanul psihologic, care se construiește pe această bază realistă. Romanul psihologic presupune evenimentele mentale din mintea lui Raskolnikov, a personajului principal. Și își dă seama că nu intriga polițistă este cea importantă, ci ceea ce se petrece în mintea acestui om. Procesele psihologice extraordinar de complexe, remușcarea, știu eu, lupta cu dorința de a merge să se predea el însuși, dezamăgirea extraordinară a faptului că, de fapt, el nu poate profita de banii pe care îi fură de la aceste bătrâne, de la cămătăreasă și de la sora sa, pentru că își simte mâinile pătate de sânge și tot timpul simte nevoia să îi spășească într-un fel și așa mai departe, să se ducă la o răspântie, să se arunce în genunchi și să spună: oameni buni, sunt un ucigaș. Iar un cititor și mai experimentat ajunge la etajul de sus al acestei cărți, care este etajul esențial, și anume teologia cărții. Această carte este o cale către mântuire, ca toate cărțile lui Dostoevski. Dostoevski, de fapt, nu-și scria romanele pentru intrigă, pentru personaje și așa mai departe.
nici pentru psihologie, ci pentru a exprima relația omului cu divinitatea, cu ceea ce ne depășește, cu transcendentul. Felul în care omul se raportează la propria sa existență și la o existență superioară lui. Deci iată că acest roman, ca foarte multe altele, are diverse niveluri de interpretare pe care se cațără, să spunem așa, diversi cititori cu diverse competențe de lectură. Relativizează asta arta, nu auzim asta atât de des. Domnule, eu am interpretarea mea, mie îmi place, nu îmi place și cumva asta e de fapt o perspectivă reductivă la un moment dat. Îmi place, nu îmi place este esențial. După părerea mea, este reflexul nostru esențial. Când eu citesc o cronică de carte, nu? A unui critic, vreau să știu mai întâi dacă i-a plăcut sau nu i-a plăcut cartea. Ăsta e lucrul cel mai important și în foarte multe cronici de carte nu-ți dai seama. Pur și simplu, criticul, din diferite motive, refuză să spună dacă de fapt i-a plăcut sau nu i-a plăcut. O ia cu tot felul de lucubrații, cu tot felul de povești, dar nu spune. Ăsta e lucrul cel mai important, care ține de sinceritate. Ce mi-a spus cartea asta? Mi-a plăcut? A fost o experiență pozitivă pentru mine sau una negativă? Ei, de foarte multe ori nu auzi acest lucru. Deci eu cred că oamenii care spun pe Instagram sau pe Facebook sau nu știu unde, am citit cartea asta și nu mi-a plăcut, eu îi apreciez. Eu am multă apreciere pentru ei, cred că sunt oameni sinceri, că nu trebuie să se justifice de ce le-a plăcut sau de ce nu le-a plăcut și că această reacție, să zicem, primară, umorală, este o reacție pozitivă. E o reacție care trebuie să vină și de la niște elevi de liceu, dar și de la un academician. Primul lucru pe care trebuie să-l spui. E adevărat că dacă vrei să convingi, trebuie să și explici. Și aici e mai greu. Aici începe greul. De ce mi-a plăcut o carte? De ce îmi place o fată? E aproape imposibil să spui. De ce? Pentru că are ochi frumoși? Pentru că are părul lung? Sau pentru că, știu eu, se mișcă grațios? Nu știm. Este ceva care ține, mie îmi place cuvântul ăsta, deși cam discreditat, ține de inefabil. Ține de inefabil. Nu știu de ce îmi place o carte. Nu știu de ce îmi place Nopți albe a lui Dostoevski. Poate fiindcă seamănă cu Marquez, Avant la lettre. Poate fiindcă imaginea aceea a fetei care este legată de bunică cu un cârlig de rufe. Rochiile lor sunt legate cu un cârlig de rufe, pentru ca bunica oarbă să o poată controla. Este un lucru atât de frumos și marchezian, încât deodată îmi provoacă euforie. Așa încât e greu să fii critic literar. Pentru că un critic trebuie să pună să raționalizeze, să pună în rațional ceea ce este irațional, de fapt. Ceea ce este un sentiment. Cum poți să spui că un sentiment, cum poți să descrii un sentiment? Un sentiment este un sentiment, este ceva nevăzut, ceva emoțional. Și totuși un critic trebuie să găsească argumente. Și aici apare povestea teoriei literare. Teoreticienii literari din toate timpurile, începând din secolul al XIX-lea, au crezut că pot să justifice esteticul, să-l justifice rațional. Adică, uite de ce îmi place o poezie, de pildă. Pentru că rimele sunt perfecte. Pentru că sentimentul e gradat corect de-a lungul frazelor. Pentru că nu știu ce. Ei, nimic din aceste argumente nu ține. Călinescu spunea la sfârșitul cărții lui despre Eminescu următorul lucru. Până acum am descris toate instrumentele poeziei eminesciene. Dar toate aceste instrumente nu ar putea să dea nimic în mâinile altuia. Numai Eminescu le poate folosi și Eminescu le folosește într-un mod indescriptibil. Deci, după ce descrie toate mijloacele prin care Eminescu scrie versurile, Călinescu se predă. Se predă. Spune, nu știu cum au ieșit aceste poezii din mâinile lui Eminescu. Dacă toate aceste mijloace ar fi folosite de altul, de pildă de Macedonski sau de Alexandri, nu are și mare poezie, cum nici n-a ieșit. De ce? Ce distinge o poezie genială a lui Nichita Stănescu de o poezie care imită geniul al lui Paul Tutungiu, de pildă. Nu știm.
dar simțim imediat. Sunt mai mulți de unul care vor simți asta, deci cumva poate există niște repere care de fapt... Da, dar vezi, vedeți, numărul nu înseamnă și dreptate. Dreptatea nu constă în numărul de adulatori. Pot să existe scriitori care n-au avut în timpul vieții lor niciun admirator, aproape niciun cititor. Se zice de Kafka, când și-a publicat primul volum de povestiri contemplații, a fugit repede la prima librărie de lângă casa lui ca să vadă câte volume s-au vândut. Și librarul i-a spus 20 de volume s-au vândut. Și el a fost extraordinar de fericit pentru că 19 le cumpărase el singur cu o zi înainte și era extraordinar de excitat și de fericit că avea un cititor. Ați mai fi scris dacă ați fi fost în locul lui Kafka? Dacă aș fi fost în locul lui Kafka, eu nu cred că i-aș fi putut suporta viața. Cred că m-aș fi sinucis înainte să încep să scriu. Pentru că Kafka a fost un fel de monstru bizar, o singularitate. Un personaj care a trăit singur întreaga sa viață, care nu s-a hrănit decât cu himera aceasta a scrisului, care a trăit numai pentru literatură. El spunea, îi scria logodnicei sale Felice Bauer într-o scrisoare, îi spunea, în definitiv, eu sunt nimic altceva decât literatură. Ei, cum poate fi un om nimic altceva decât literatură? Eu vreau să trăiesc, să mă distrez, să văd filme pe Netflix, să mă joc pe computer, să beau cafeaua cu soția mea și așa mai departe. El n-avea nimic din toate acestea. N-a avut nicio soție niciodată, n-a avut o viață personală, n-a avut absolut nimic. Nu avea decât literatura. Domnule Cărtărescu, o ultimă întrebare. E aceeași pentru toți invitații. Am să vă rog să faceți o recomandare de lectură. Fie o carte a dumneavoastră, fie o altă carte. V-aș recomanda vreo 700-800 de cărți. Absolut necesare pentru fiecare. Dar nu vreau să fiu. Sau v-aș recomanda Finnegan's Wake al lui Joyce, despre care a scris Mihăieș și acum ultima lui carte și care... Evident, nu se poate citi. Eu am încercat de vreo 100 de ori să citesc măcar o pagină și nu se poate citi. Dar e minunată oricum. Ce aș putea să recomand? O singură carte. O singură carte de citit, dacă nu poți lua altceva pe o insulă pustie, cum se zice. Facem altfel. Da. Recomandați-le ceva celor doi colegi de-ai mei care nu citesc literatură contemporană. Ok. Deci, cartea pe care eu o recomand întotdeauna, oarecum ambiguă, așa, pentru că această recomandare poate fi înțeleasă și altfel, este Biblia. Este Biblia. Citiți Biblia. Eu n-am citit Biblia până la 30 de ani, când încă mai credeam că Biblia este o carte de rugăciuni. Și în momentul în care, având o Biblie în casă din întâmplare, fiindcă până atunci n-avusesem niciuna, m-am gândit, e totuși o carte, haide totuși să încep și eu să citesc ceva din ea, să înțeleg ceva din toată povestea asta. Am început să citesc și am citit 3 luni de zile această carte până la capăt și apoi am reluat-o și acum o reiau în fiecare an. Biblia nu este o carte de rugăciuni, este cartea cărților, cum se spune. Este o carte în care găsești cea mai mare poezie din lume, în Cântarea Cântărilor, în Ecleziastul, în Cartea lui Iov, în alte câteva momente extraordinare ale ei. Este cel mai mare roman din lume. Niciodată nu s-a scris ceva atât de extraordinar, de înțelept și de puternic din toate punctele de vedere. Și este și cartea întâlnirii a două lumii. O lume de pe pământ și o lume de deasupra pământului. Ierusalimul pământesc și Ierusalimul ceresc. Este, deci, o carte science fiction, ca să zicem așa, cea mai mare scrisă vreodată. Deci, această carte, care n-a fost scrisă de un autor, ci de un spirit, aș spune eu, de un spirit nelocalizabil în timp, este prima mea recomandare pe care o fac oricui. Luați și citiți Biblia fără să știți nimic despre ea, fără niciun fel de prejudecăți, fără legătură cu credința religioasă. Fără niciun fel de legătură cu orice. Luați-o și citiți-o ca un roman contemporan. Veți fi dați peste cap. Așa cum
la mare, te ia cât un val și te rostogolește încât nu mai știi în ce direcție să mergi, spre larg sau spre țărm. Așa e Biblia. Domnule Cărtărescu, mulțumesc că ați fost de acord să avem acest dialog. Și eu vă mulțumesc foarte mult, mi-a spus întrebări la care am putut răspunde, ceea ce nu mi se întâmplă foarte, foarte des. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne urmăriți. Vă invit desigur să fiți alături de noi și în continuare. Urmăriți și celelalte producții UVT Media Hub. O zi bună și pe curând!